voi. În zona de conflict, bălmăjală, da, suntem noi doi. De ce aveți voi? Merge puțin până în Ucraina, acolo știu că situația nu este tocmai roză, a, nu, pe bune. Dar filmulețul e de văzut. Deci... Vin niște băieți cu tag, toată lumea zic că am oprit și ne dăm cu război, cu tare. Am apăsat pe play pentru că vin, atenție, să ne ridicăm picioare trupele ucrainene pe tank. Dă-te deoparte ușor, băiatule, că vii băieții cu tankul, nu râde Răzvan. Iată, sănătate, numai bine, la mulți ani și ușor așa cu tankul, că, băi, ușor că am căzut, băieții. Ce ai făcut, mă? Am vrut să mă colim pe băiatul. Hai, du-te repede, că nu-i de râs. Bă. Du-te repede. Și acum începe bătaia ăia doi, Vasili și cu... Care i-a condus tankul? Să ascultăm puțin, cu liniște. Ce ai, mă? Du-te repede, mă, să-i scoți pe aia pe ce groapă. Ce, mă, au căzut cu... Am căzut cu băieții cu tankul în groapă. Și acum ăia care conduc, ia. Să ascultăm fondul sonor. Hai, dă, mă, nenorocitule, că pe care, mă, ia. Unde te uiți, mă? Dă-i cu arma, că tu ai condus, erai beața, să nu te mai urci, bea la tank. La mașină. Hai să mai vedem puțin. Deci vine băiatul, sănătate, la mulți ani. Hopa. Hopa, ușurel cu tacu. Ăla se uita către... Asta wow. Este, da. Dar și ăștia preocupați. Du-te repede, băi, ești nebun că au căzut ăia și cu tacu acolo. Bravo, Cătălin, da. Nu vreau să știu de unde l-ai. Dar, da, de la un pro-rus mi l-a trimis. Așa. No. Acum ăștia care sunt șmecheri pe bowling, am văzut că toată lumea acum fiind anotimpul ăsta așa, băi, să mergem să jucăm un bowling. Câteva trucuri de la băieții ăștia. Aveți mare grijă să nu cumva să le faceți dacă nu știți sigur că nu vă ies, că s-ar putea cu bila aia să nimeriți. Asta să zicem că am mai văzut. Stau unii așa și iată, să nu dai cu bila un pic mai sus, că aia e grea. Și, și acum încep copiii, ăștia sunt șmecherii, da? Și începe treabă. Atenție mare, să dărim popicele doar din aerul lăsat de bila aia. Ia, hopa, trece bila și tu ai dărâmat popicele. Nu le atinge. Nu e din aer, mă, e din zguduitura. E din zguduitura la piste, da. A dat băiatul, a sărit odată, mai sare încă o dată și vorba voastră, ce să vezi? Hop, dărâmă toate. Nu cred. Ia, uitați-vă pe băiat. Dacă Doamne ferește nu-l nimerește pe ăla. Ia, uitați-vă ăla. Opa! Îi scotea dinții. De unde și vorba, ai luat un dinț. Da, ia uitați-vă cu efect. Nu cred. Da? Uitați-vă acum la băieții ăștia. Și cu ce forță o aruncă copilul, că n-ai timp să te mai retragi. Ia, ia. Opa, dacă... Ăștia chiar au încredere în băiatul ăsta. Da, ia. Ai dat într-una, hop, și ți-a dărâmat-o și pe cealaltă. Oooo, da? Bine, bă. Și pe a treia. Da. Ok. De pe pista... Asta fac ei toată ziua, de dimineață până seara. Ăla aruncă biluța. Da, da. Cât de plictisit să fii. Uite-te, bă, băiatul. Bă, ce fac ei toată ziua? Te fac o bilă? Da. Uitați-vă asta. Asta e nou în domeniu. Un fel de talgere, așa, hop, aruncă ăla și cu popica. Asta e joaca lor. Toți plictisiții, doamne. Da, toți plictisiții din lume. Ia uitați și pe ăsta. Oh. Asta poate și puberul. Da, da, da. Da, e, puberul este cel mai popicărist dintre noi. Da? Da, e. Hai să-i trimit filmulețul ăsta. Șeful la popicărie, la noi la niște la popicărie mergeam la bere, că nu... Singura dată când am scăpat popici, am plecat cu tot cu bila aia. Da? M-am dus ca în Stan și Bran, m-am oprit pe la jumătate. Da, ce înseamnă sportul? Să fii portar profesionist? Este vorba de băiatul de la Olympic Maxi. El dă un interviu, acordă un interviu după meci, abia au bătut cu 6-1 cei de la Marseille pe final. Și băiatul este portar. Da? Și acum el e atent la interviu, rugăminte mare, repet ce înseamnă să fii portar. Nu știu ce se întâmplă dacă era jucător de câmp. Hop! Ai prins sticluța de vreoață de aba gabonții. Și, da? Hop! Și zici, băi, gât rece. Deci tu nu te oprești, ai noroc. Dacă era jucător de câmp, dădea cu capul. Dădea cu capul sau ieșea la centrare, da. Deci asta înseamnă șmecheria portarului. Bravo, mă. Da? Ia uite, la reloare. Hop, ai prins-o și ai dat-o băiată. Da, bei ceva rece. Da. Tren în Noua Zeelandă. Un tren circulă cu 90 de km la oră, o să spune și unde e gluma. Vă rog să priviți pe tampoane. Ce? Pe tampoane în spate. Unde? Sunt doi băieți care n-au vrut să plătească. 90 de...
20 de kilometri. Ăsta-s la ea, mă, nene. Băieții, dar zboară cu... Dar și cum Noua Zeelandă e țară mică și are orașele apropiate. A zis băieții, hai, mă, să... Ăștia când se suie pe tampon stau tată. Au de mers 3 zile. Mers. Asta e aplicația Uber la ei. Da. Uitați-vă, băieții, decât 90 de kilometri... Să nu mai dăm idei oamenilor. Nu mai, las-o așa. Nu, păi la noi cu la 20 de kilometri la oră. Și acum să vedem cum se încălzesc băieții înainte de fotbalul american. Deci unii se dau cu vaseline, cu vasodilatator, ăsta zice, lovește-mă, rugăminte, ăsta e doctorul, deci din partea stângă este doctorul. Și ăsta John Henderson, care, uitați-vă puțin, are doar undeva la 120 de kg, scoate 11 pe 100 de metri, da. Îi spune, pleznește-mă. Ce să fac? Pleznește-mă ca să intru în... Mă, nu cred că e ok. Pleznește-mă! Să intru bine în... Să intru, ia. Și cu sor, ia, lovește-mă, zice. E și muzica e adecvată. Let's go! Puc! Doi! A, peste față îi dă! Peste față direct, zice, este, mă! Îi dă în burtă! Așa am plecat? Da, așa. Dar ia-ți, bă, un revulsin, nebunule! Stai, se întoarce. El l-a sabotat. Gata? Ia! Puc! Dă-mă mai tare, ce că nu mi-ai umplut! Puc! Tot el? Ia. Mă, da, îi place. Nu mă, așa îl plezește ăsta înainte de fiecare meci. Și jură până... El se duce până aici pe teren. Ce plă... Ia pe tot și pe lui și pe... Haide-mă, copii, că... Hai că m-ai enervat ăsta. Îi dai lui Tănase una de asta, îl găsești după două zile. Nu, dar îți dă înapoi. De mâine... Tănase, dacă-i dat una, îți dă și el una. Ce-ai făcut, mă, foc? De mâine, Flavia și Oroscopeasa, așa vă bănești. Alo. Așa, ce? Ce facem aici? Le încălzim. Pe aici, pe 50 Shades? Da. Ușor. Ultima și nu vă mai încurc. Da. Avem un loc de parcare și mașinuța asta mică, brelocul ăsta de mașină. Da. Se cere să se afle în cât timp parchează doamna mașină. Asta este problema de matematică. Păi... Jos scrie 3:47, adică 3 minute, uitați că se vede, nici nu are loc. N-ai unde, cinstit acum, hai să nu râdem, că da, de bășcălie suntem să sătui. Nu ai loc să parchezi acolo. Nu, nu e, da, e și locul strâns. Tirul nu ai loc ușor, ușor să, da, nu lovim. Da? Ușor. Așa. Hai, da. Ia invers acum. Hai, ia total, da, invers. Hai. Unde? Hai că se poate. Ce-s? Las-o așa. Ai luat invers? Nu poate că e ieșită un pic, zice. Nu. Hai, da, că... Și nu, ăștia, da, s-au prins de sus. Stai, tată, să reglăm treaba că avem... Gata, ia, a luat invers. Ușor, ușor, ușor. Hop. A, e bine. Hop. Gata, nu e bine. Nu, 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 să nu. Nu. Gata, mai dă-i în față un pic. Așa. Da. Stai că acum, ha, acum, bravo, dar mamă. De ce suntem nesimțiți și presupunem că e o femeie la volan? Nu, 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 e un conducător auto. Ok. E o conducător auto, nu e... Da. E o doamnă, nu e o femeie. Sunteți măgari, să știi. Da. Nu, se nu vede se după hăinu. Ia. Eu am crezut că i-a pus motorul de la ștergătoare înainte, că ăla face. Ia, dă-i ușor. Cât a trecut? Mă rog, ca să nu vă mai iplitizez, încercăm mai încolo. Așa, am ajuns. O, ușurel, ușurel, ușurel. Noi tot acolo suntem, au trecut un minut jumate. De ce sunteți măgar, mă, și de 9 martie, bă, de ce? Dar nu, așa e filmulețul. Op, ușor, ce-am zis? Auzi că ăsta din regie, că vrea să iasă, nu să intre. Da? Trec și oamenii, haideți că aveți loc, doamnă. Mergem mai departe la 3, să dă jos și colega să o ajute. Bă, zice, uite, nu e loc. Tu vezi? Da, dragă, asta s-a dat jos, coleg, da. Nu e, dacă de nu ce e... sunteți noi și ziceți că e femeie? Că uite, are coadă. Ia, închide-o, mă, și hai că te coordonezi eu dacă e. Da. De s-a dat jos și pasagera de pe locul mortului s-a lămurit. De ce nu o las așa? Da. Dar ține mâinile în jolul. Da, las-o, mamă, așa. Dă-i, hai că nu vine nimic de spate. Ăștia arată și imensitatea locului. Ușurel acolo, așa. No. Hai că nu cred că e loc aici, tu te-ai prins? Hai că nu e loc, zici. Nu e loc, zici. Nu e loc, mă, merge să căutăm un loc al lumea de parcare, că aici nu e loc al lumea. Ce n-ai? Hai că mă duc mai încolo să caut unde o fi un loc al. Tu nu vezi că aici nu e loc? Hai, dau să mă cirești. Vorba Ioanei, care e și femeie și n-are carnet. De ce n-a pus-o perpendiculară? Hai, mă, să căutăm mai încolo, că aici nu e loc și își bagi joc ăștia de noi și ne filmează. Uite, alte femei. Da, să ne ducem mai încolo și parcăm calul. Mai sunt și alte femei în parcare. Mergem și filmăm mai încolo. Mulțumim tare mult, Cătălin Oprișan, de la www.1.